băiatul de pe scuter, era mașina căzută pe capul lui Dacia. Și două victime în mașină, o femeie și un bărbat. Este vorba de un accident foarte grav dintre un motoscooter și un autoturism, din care au rezultat patru victime. Dintre acestea două sunt foarte grave. Polițiștii au îndepărtat cu greu pe oamenii strânși la fața locului pentru că mașina risca în orice clipă să sară în aer. Din primele cercetări rezultă că șoferul motoscuterului nu avea permis de conducere. Și un bărbat din Neamț a văzut azi noapte moartea cu ochii, conducea cu viteză, iar la intrarea în Piatra Neamț a lovit o căruță plină cu bușteni. Trunchiurile lungi de peste 10 metri au străpuns parbrizul și s-a oprit la mai puțin de o palmă de capul șoferului. Omul a scăpat din fericire doar cu răni ușoare și căruțașul a avut noroc și a supraviețuit, chiar dacă a fost proiectat la câțiva metri pe șosea. Polițiștii au stabilit că vina accidentului îi aparține căruțașului. Atelajul său nu avea niciun dispozitiv de semnalizare.